Săptămâna trecută, importatorul Volvo în România, Forum Auto, a lansat noile modele XC60, S60 și V60. Din fericire pentru fani, mașinile păstrează acel sentiment nordic exclusivist, chiar dacă au primit modificări majore la design. Limuzina S60 și brecul V60 au primit aripi față noi, faruri redesenate cu o funcție complet nouă de asistență a luminii de fază lungă Full Active High Beam, capotă, spoiler și grilă noi, iar radarul sistemului opțional Adaptive Cruise Control este acum ascuns privirii. La interior, în afară de sistemul multimedia cu ecran tactil și aplicații web, se poate comanda acum un sistem de iluminare ambientală ce poate personaliza atmosfera în funcție de starea de spirit a ocupanților. Suedezii sunt buni la asta, pentru că ei oricum fac terapie prin lumină în lungile luni de iarnă și întuneric. La un nivel ușor mai înalt, SUV-ul premium compact XC60 e modificat complet în față și în spate și vine acum și cu oglinzi retrovizoare exterioare cu iluminare LED. Cel mai accesibil XC60 este echipat cu motorul D3 de 33.408 euro, dar cei care vor mai multă putere diesel pot merge pe variantele de 163 sau 215 cai. În plus, față de motoarele diesel de pe XC60, pe berlina S60 există și o versiune economică și accesibilă, D2. În traducere liberă, D2 înseamnă 1,6 litri și 115 cai, 26.429 de euro. Dacă vreți însă și economie și spațiu, cea mai bună variantă rămâne brecul premium V60, care în varianta D2 pleacă de la 28.126 de euro.